Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Povești cu Cântec. Sunt Zoltan Varga și astăzi l-am invitat alături de mine pe Daniel Silvian Petre, care îi spun bun venit. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Hai să începem așa foarte scurt. Ești muzician și poet, da? Corect? Corect, până aici. Bun. Am să te întreb, pentru că zilele trecute a fost o lansare a albumului Survolaj, unde o să vorbim despre album, bineînțeles, dar unde ai spus tu la un moment dat că atunci când ai început să cânti cu Survolaj, ți-ai adus aminte de Denis, de New Romantic, de... N-aș fi spus că Survolaj era Denis, mai mult Led Zeppelin, punk, nu știu. În 85, când am vrut neapărat să cânt, nu aveam nimic de zis, dar vreau neapărat să cânt. Ok. Așa și am făcut o listă cu niște nume și până la urmă a ieșit, a rămas Survolaj. Acum îmi pare rău că mi se pare stupid numele, dar a intrat și în dicționar, că nici măcar nu exista, era survolare cel mult sau survol. Mm-hmm. Dar am vrut eu cu finalul ăla de aj, probabil de la voltaj, de la cenac cu flacă, la ce frecventam eu pe atunci. Dar mi-am dus aminte de Denis că prezentarea ne-a făcut-o Mimo Obradov. Și mi-a adus aminte de televiziunea sârbească și era emisiunea Hit Meseța, nu știu, vinerea sau când era altă lume, total altă lume. Nu înțelegeam cum poți să fie comunist sau vecin cu noi și să fie în halul ăla. Nu numai cum arătau, ce cântau, libertatea pe care o respirau și o afișau. Emisiunea era întreruptă de reclame la blugi, la băuturi energizante. Celebrele reclame, neagră. La care ne uitam cu jind atunci. Da. Da. Da, uite, ții peripii, pot să spun că nu se importă. Da. Așa. Și mai întâi mi-a plăcut Denis, că atâta mă ducea mintea, un fel de... New Wave, știu ce așa, era, un fel de Depeche, Yazoo. Da, Yazoo, exact. Yazoo. Ăla-i. Așa, și încet... După aceea am ajuns la Divle Iago, de la Lebi Sol, la chestia de asta de rock. Dar adevărata aventură a început după ce au venit Jolt și Levi în formațiune, în 87, adică. Deci ăla e anul nașterii. Da, și anul debutului, da. Și ei au venit la pachet. Eu eram tobar în Survolaj, nu știu, abordăm chestia asta sau da, nu? Da, cum să nu, da. Eu locuind la casă, chiar aici în cartier, în Elizabetin, eram vecin cu Piștiințe de la Progresiv TM și avea tobe acolo, în fine. Având casă cu garaj, pivniță, puteam să bat în dube. Fără să deranjez foarte mulți oameni. Nu că nu i-aș fi deranjat, miliție și... Bun. Armata a venit la un moment dat, aveam un microfon din ăsta fără fir, cu o stație din aia, se auzea ce vorbim noi pe radiourile din jur. Da. În jurături și ce. Și erai tobar, cum adică erai tobar? Eram tobar pentru că eu aveam tobele. M-am gândit să încep o trupă, am numele, niciun fel de compoziție, nu știam să cânt la niciun instrument. Nu cântasem până la ora aia. La nimic. Și mi-am cumpărat tobele, de fapt am făcut un schimb la Casa Studenților, se casau niște tobe din alea Doina, verzi. Celebrele, da. Hai de capul meu, horror, fără pedală de tobă. Și am dat un casetofon din ăla dublu. Stereo internațional, Așa, pe tobe și stăteau acolo în pință și încet, încet m-am apucat să, nu știam că sunt talentat, dar nu eram atât de talentat ca și Levi. Și eu vrând să-l iau pe Jolt chitarist, Jolt n-a venit decât la pachet cu Levi și am trecut la voce. Deci a venit doi în unul, n-a vrut Jolt. Da, și Levi era clar că bate mai bine decât mine. Și pe Cătălin l-am întâlnit cu un an înainte, în 86, l-am întâlnit... nu ne mai dădea voie cu discuri, dacă ți amintești, la Ochco. Da. Și era în față, unde e statuie, la nu știu cine, la clinicile noi. Da, în parcul botanic actualmente. În fața lui. Exact, da. Așa.
și pe mine nu m-a interesat atât să vând sau să cumpăr, cât să fac schimb. N-avea nimeni bani la ora aia. Și aveam un Motorhead Ace of Spades și un vinil, să spunem, pentru cei care nu știu. Și am făcut schimb cu Cătălin, care avea live-ul. Uh-huh. Tot Motorhead. Tot Motorhead. Și a venit patrula, ne-a fugărit și am fugit în aceeași direcție și ne-am trezit că mergem înspre calea Șagului, el și eu încoace. Unde stai, tra-la, avea plete Cătălin, mai mare decât mine, cu un an sau doi. Și vreau să-mi fac o trupă, sunt tobar, eu sunt basist, dar el n-avea bas încă. După ce ne-am făcut trupa, ne-am dus în Arad, că se zvonise că în Arad s-a băgat chitară bas la magazin. La magazin nu muzica, la... Da. Așa. Aici nu s-a băgat sau se cumpărau prea repede. Știu că am așteptat după niște corzi care veneau, nu știu de ce, numai la magazinul de muzică din Traian, din piața Traian. Da. Am așteptat câțiva ani ca să-mi cumpăr o tonă de corzi. Când se rupeau, le noda Jolt, de unde și corzi de sârmă ghimpată din celebra piesă Străzi Mântuite de Noapte. Da. Și ne-am dus cu Cătălin la Arad cu trenul să cumpărăm bas. Am scăpat netunși, că era prin gară, era miliția mai multe decât în oricare alte părți. Și când a luat Cătălin basul prima dată în magazin, l-a pus cu corzile înspre el. Deci ăla era nivelul de la care a pornit. Da, da. Ăsta era nivelul. Și nu știu cum, habar n-am, nu-mi dau seama cum s-a putut întâmpla, că ne-a plăcut la toți patru din start chestia asta improvizatorică, uh-huh, pe care abia mai târziu am descoperit-o la Cream. Da. Deci eu am băgat vocea aia de Zep peste Cream. Survolaj era Cream, improvizatoric, cu vocea mea, fără text la început, un an sau doi. Până când de la Casa de Cultură a municipiului am primit o sală în Freidorf. Mergeam cu tramvaiul 3 dacă venea. Da. Așa. Era din asta Casa de Cultură anti-eco, adică iarna era fric și vara cald. Da, interesant, da. Da, și era un domn rujoni care se mișca foarte greu și care trebuia să ne aducă cheia. Și da, nu vrea să ne dea nouă fizic cheia în mână. Stăteam după el, hai domnul rujoni, haideți odată. Dura o oră pe trotuarele alea până ne deschidea sala, în fine. Și ca să-i răsplătim că ne-au dat curent și o budă în fundul curții, printre găini, dar măcar eram liber să facem absolut tot ce vrem noi acolo, muzical vorbind, a trebuit să cântăm în mod oficial. Și ne-au făcut o trimitere la festivalul de la Buzău. Topte? Topte, da. Da. Și pentru chestia aia a trebuit să cântăm ceva logic, cu deci, cap practic, și coadă. Trebuia să cântați ca să justificați că da, faceți repetiții. Da, dar nu puteam să mergem cu improvizațiile alea în care eu chiraiam ca toate alea și nu știa nimeni când se termină. Care mai apoi au apărut pe primul album, dar na, le-am dat o formă. Și am făcut piese, a fost complicat fiindcă în 83 se desființase cenzura în mod oficial, dar pe de altă parte nu mai aveai voie să cânti nimic din la muzica rock, mă refer, nu mai aveai voie să cânti texte de dinainte de 83, putea să fie și de Eminescu. Trebuia să fie Eminescu scos după 83. Ceea ce era destul de greu. Era tricky. Și na, eu vreau să scriu textele mele. Și cum ai ajuns la textele tale? Că ai zis, asta mă leg pentru că la început spui că tu nu aveai afinitate pentru poezie. Aveam afinitate pentru poezie pentru că eram, fusesem în adolescența timpurie, ca să zic așa, și acolo cumva prin ricoșeu, ca să mă lase să mă duc cu fotbalul în cantonament, adică să lipsesc de la școală, da. Trebuia să reprezint școala la Casa Pionierilor la Cenaclu. Eram singurul gagiu printre 42 de fete okay, în adolescență. Da, frumos. Deci cred că te simțeai bine. Da, cred că Playboy Mansion era... Așa. Și apărusem în cărți din astea cu poezii patriotice, cu nu știu ce, adică aveam dume, dar cu rock-ul e complicat, fiindcă așa cred eu acum. În rock
nu poți să cânți orice cuvinte. Corect. De exemplu, cuvântul lebădă mi-a venit acum. Nu poți să cânți despre lebede. De ce nu poți să cânți despre lebădă? Pentru că suntem supărați, pentru că, nu? Uh-huh. Eu mergeam pe vremea aia în centru, la anticariat, să-mi cumpăr cărți, sau unde mergeam, când aveam deja plete, mergeam din cimitir în cimitir de aici, știi? Ca să nu mă întrebe Gaia care e duma, ce faci. Exact. Nu aveai voie să te plimbi. Da, trebuia să fii la muncă, să activezi în cadrul a ceva. Nu exista ideea de artist liber. Și spune-mi, te rog, pentru că ai amintit acum de care e acum relația între muzică și poezie? Și între poezie și muzică? Din fericire sau din nefericire i-am rămas tributar lui Ceaușescu, m-a spart ca artist. Nu, eu nu pot să scriu nici acum decât împotriva ceva. Anti-ceva. Anti-sistem. Pot să, și dacă este proză sau ce se mai găsește pe blogul meu. Trebuie neapărat să fie, să aibă cel puțin umor negru, să fie cât mai underground. Știi? E o rasă de câini ungurească, nu-i spun numele. Bunicul meu avea una tocmai ca să-l întrebe vecinile și să răspundă. Așa? Foarte lățoș așa. Îl chema Crețu pe al meu când era mic. Așa. Și cu așa. Și lor dacă le tunzi, dacă faci prostia să le tunzi bretonul, se ascund după perdea până le crește la loc. Așa sunt eu. Trăiesc după perdea asta pe care scrie Ceaușescu. Pe vremea lui nu aveai voie să... Eu mă repet acum, cine m-a văzut în alte emisiuni, cred că leșină ca la Iersic Senior, dar n-am ce să fac. Vin rar și sunt vechi, sunt din ce în ce mai vechi și poate sunt kinder care nu știu chestiile astea. Da, cu siguranță. Cu freza spre... Așa. Și erau celebrele cuvinte de după 83 pe care n-aveai voie să le abordezi nici în film. Rock, nici nu exista rockul. Păi, oficial nu exista rockul. În poezie, așa, în cultură, în artă. Foame, întuneric, frig, sex, Dumnezeu, moarte, nu mai știu. Droguri, mă rog, drogul nu exista. Nu existau atunci, da. Drog, așa, astea șapte. Și... astea ca astea, dar după aceea, dacă te uiți pe copertele de la Maiden, de la Sabbath, de la... despre ce cântă oamenii și despre ce puteam noi să cântăm. Da, și despre ce se cânta, că de asta ne-am și înființat, pentru că turbam când era un team rock și veneau trupe de la București și făceam cu nervii. Noi crăpam de... nu neapărat de foame, că nu simțeai foame atunci, cel puțin în Banat, nu s-a murat, aș mânca cacao, să spun că am suferit de foame. Da. Se ducea bunica mea în Ungaria de două ori pe an și... aducea plase, da. Pepsi, în fine. N-am voie să zic Pepsi, bine. Deci, practic, tu te-ai răzvrătit și acum spui că textele tale sunt un fel de... dacă sunt anti-sistem. Mie mi se pare că rock-ul trebuie să pună niște întrebări la care artele... Mie se pare rock-ul și acum neoficial. De exemplu, nu există academie oficială de rock, nici măcar afară. Nu te poate învăța cineva să fii rocker. Se spune că toți poeții români vor să fie Eminescu, dar niciun poet român ar vrea să trăiască precum Eminescu. Corect. Nu te poate nimeni învăța să fii Jim Morrison, să fii de Mendus cu Pluta. Ai zis bine, nu poți să devii rocker, nu există un manual cum să devii rocker. Da, așa. Și nu poți să devii nici dacă vrei. Eu nici acum nu-mi dau seama dacă sunt. Și am ani de zile în care... lipsesc de pe, din lumina reflectoare, nu? Așa. Pentru că aș minți dacă m-aș duce sub reflectoare în perioada aia, în care nu mă simt destul de rock. Ce înseamnă destul de rock? Nu mă enervează nimic, că n-am smanes, nu neapărat că sunt împăcat cu viața, dar sunt down. Ai o lipsă de inspirație, sau? Aș fi un artist, dar n-aș fi un artist rock, nu știu cum să spun. De exemplu, Bukowski, ca poet. El nu asculta muzică rock, asculta muzică clasică. Dar el este un poet rock. Uh-huh.
Apropo de lumina reflectoarelor, dacă tot ai adus vorba, vreau să te întreb mai târziu, dar e o discuție foarte liberă. Multă lume a observat că ai lipsit din lumina reflectoarelor și acum vine întrebarea aia care probabil ți s-a pus de zeci de ori și ești plictisit de ea, dar trebuie să o mai pun și încă o dată vis-a-vis de survolaj. De ce survolaj a avut atâtea pauze? Sau de ce a ieșit atât de rar la lumina reflectoarelor? Sunt mai multe cauze. Când se adună două sau trei cauze, trupa este temporar din discuție. Eu nu pot să mă gândesc când, la chestiile astea decât că sunt definitive, ca să pot să construiesc ceva pe ele. Deci eu când nu sunt cu survolaj, nu vorbesc cu ceilalți, habar n-am ce fac ei. Okay. Așa nu mă mai interesează de nimic. Și trăiesc acolo până când nu mai pot așa. Okay. Și atunci dacă se întâmplă ceva, cu siguranță se va întâmpla ceva nu neapărat valoros, cât adevărat. Ok, da? Real. Deci, nu pentru bani, nu pentru gagici, nu pentru aplauze, nu, ci pentru că trebuie neapărat să spun ceva și nu pot să fac decât cu ei. Și eu am și albumul meu solo, am cântat și cu alte trupe. Se cântă la alt nivel. Deci, dacă am ceva mișto de spus, pot să fac numai cu copiii ăștia. Mm-hmm. La un nivel mare și cu un impact mare. Cum a fost piesa asta, ultima noastră piesă pe versurile lui Nicolae Labiș, da. Ultima lui poezie pe care încă n-ați scos-o oficial. N-am scos-o oficial, dar când mi-am dat seama că va fi că e o piesă mișto, nu mai compusesem nimic de mulți ani de zile, inițial m-am gândit să o trag acasă, că am studio, o să o fac singur și în fin. E prea faină ca să o... Practic, piesa asta s-a născut, adică din cauza acestei piese ați reapărut în lumina reflectoarelor anul trecut. Da, anul da. Trecut la Faber, la un eveniment. Da, înainte de asta ar fi trebuit să participăm la, cum îl cheamă, doamne? Ce... Un celebru festival. Da. Electric Castle. Așa, era okay. Zic Exit. Da? Așa. Bun. Și din motive de sănătate nu am fost pregătit, eu personal, și am mai tras mâța de coadă să mă pun pe picioare, și fizic, și moral, și așa. Și odată cu Faberul a apărut oportunitatea asta de pe zi pe alta cumva, dar eu cu Jolt deja cântam, deja pregăteam un program acustic. Că mă gândeam, nu mă simțeam ok cu sănătatea și mă gândeam că o să pot să cânt pe scaun și acustic. Mm-hmm. Adică nu în picioare și să răcnesc peste tobele lui Levi. Peste cahonii acea. Da. Și încet, încet s-a dezvoltat chestia asta. Niște oameni foarte mișto de la București ne-au propus Cuanticul. Am fost convins că va fi un eșec de public, dar n-am putut să spun nu, pentru că era clar că Jolt și Levi își doresc chestia asta. Deci dacă ei au cântat acustic pentru mine pe scaun, da. O să mă duc și eu la Cuantic, unde eu am crezut că nu va fi niciun sfert din sală. Și cum vorbeam cu tine înainte de emisiune, vestea proastă este că nu mă mai pricep la survolaj. Nu te pricep la survolaj? Da, m-a depășit numărul publicului de la Cuantic. Okay. Dar vestea bună este că survolaj nu e numai al meu deja. Nu e numai al meu. Este și al celor care dau 100 de lei pe un bilet și pleacă seara de acasă într-un București care este full de evenimente. Da, corect. Și din momentul ăla mi-am dat seama că pe viitor nu mai am voie să mă joc așa cu desfințarea și cu... Deci nu mai aparține numai mie. Am înțeles. Este ca și cum... cum spunea Bruce Dickinson, că n-ar suferi nimeni dacă n-ar mai cânta niciodată, cum o cheamă pe asta, Taylor... Taylor Swift. Swift, așa. Da. Dar rock-ul este... Trupele de rock sunt ca și o echipă de fotbal. Au fanii... Exact, da.
Vreau să mă leg tot de lansarea asta, despre care o să mai vorbim, dar tot nu am vorbit, o să mai vorbim. Ai spus acolo un lucru care mie mi s-a părut definitoriu pentru tine și vreau să exemplifici un pic. Ai zis că nu-ți te enervează când lumea zice că un concert a sunat bine. Da. Și că tu, de fapt, cauți conținutul. Care-i faza cu a suna bine și... Asta este o meteahnă veche la, în cultura română, de pe vremea lui Maiorescu, nu? Care le spunea: aveți grijă să nu fie forma fără fond. Uh-huh. E, adică băgați ceva, scrieți, publicați cărți, dar să conțină ceva, să fie despre ceva acolo. Și lumea în general, în special în rock, noi suntem încă la nivelul în care oamenii, femeile vin la concert ca să vadă dacă nu s-a îngrășat vocalistul și băieții vin ca să vadă dacă ai Fender. Fender, da. Okay. Deci, dacă ai Fender, oricum ai cânta, măcar ăia care te iubesc aud niște falseuri care sună bine, mm-hmm, ca la Hendrix, și ăia care te urăsc se gândesc: ai de cap meu, ăsta mănâncă semințe acum până plătește. Toată lumea e mulțumită. Spui asta pentru că, sau cu alte cuvinte, cultura muzicală în rock duce lipsă de... sau ce vrei să spui? Rockul care nu-mi place mie este... Este foarte, foarte mult sport acolo, ca băieții care fac liniuțe cu, și văd BMW-ul, uh-huh, trebuie să fii îmbrăcat în, nu când m-aș îmbrăca și eu în negru. Trebuie să plete, piele, da, negru, da, da, gagicile pe... Da. Deci totul e, de fapt, totul e un ceea ce e foarte sau... bine, ceea ce este foarte bine. De asta îmi și place rock-ul, pentru că nu că nu suport oameni normali. Nu vreau să am de-a face cu oameni normali, cât mai rar cu putință, mă duc rar la super market sau... Da. Așa mă simt bine printre fricși. Dar mie îmi place rock-ul, virgulă, care vine din John Lennon, din Frank Zappa, din basistul lui Black Sabbath, Geezer Butler. Tocmai a scos o carte care am înțeles că este foarte bine primită în state. Amintirile lui, așa, el este textierul din Black Sabbath. Oameni care nu știu cum să spun, în rock-ul trebuie să pună niște întrebări la care cealaltă parte a omenirii nu are răspunsuri sau nici măcar nu interesează problemele alea. Uh-huh. Și când spun cealaltă parte a omenirii, mă refer la, nu neapărat la muzica clasică, pentru că Bach era, pentru Dumnezeu, era un rocker în esență. Da. Cânta numai pe teme down. Da. Bun. E celebră faza aia când i-a jurat, nu mai știu ce baron neamț care îl și plătea: bă, scrii și tu ceva mai vese. Și a scris: voios mă îndrept către mormânt. Deci rockerii sunt supărați, nu le place nimic. Beavis și Butthead. Beavis și Butthead, așa. Bună observație, da. Dar for Christ's sake, cu conținut. Pentru că eram în anii 80 și trupele rock aveau texte asemănătoare cu ăștia de la festivalul Mamaia. Dar eram toți... Totul frumos, cu părumbei, pace. Înnecați în fericire. Exact, pace, da. Fericire, magistral, albastră. Exact, da. Totul e ok și nimic nu m-a durut, vorba lui Kurt Vonnegut. Da. Ce vrei să scrie pe mormânt. Totul a fost frumos și nimic nu m-a durut. Uh-huh. Și rock-ul trebuie să facă cumva să... Da. Și noi am avut un bun exemplu aici în Timișoara, Phoenix, da, care nu cântau oricum și nu cântau orice texte și, nu? Și tacheta a fost foarte sus, apoi promuzica. Da, corect. Sau primul meu concert la care m-am dus pentru că am auzit că sunt, primul meu concert live, cred că în 85 a fost, la Teatrul Maghiar, trupa lui Dixie Krauser. Autostop sau Metamorf? Nu, Doamne iartă-mă. Cu Krakowski la chitară.
dată de Cargo Bănescă la asta. Dixie Krauser. Dixie, da. Doamne iartă-mă. Un fel de punk rock cu niște texte, Sector 3. Mm-hmm, cu niște texte... Puțină lume mai știe de Sector 3, da. Atunci am rămas așa, șocat, fiindcă erau texte la Bășcău. Nu? Mm-hmm. Trece, regimentul 10. Da. Ții minte și acum, zi-ați-mă, dacă ții minte din 85, ei neavând niciun disc, eu n-am mai ascultat trupa asta niciodată. Da. Ai zis de rock. Hai să trecem un pic și prin perioada ta folk. Ai avut și o perioadă folk da, la un moment dat. În seara în care am terminat de tras albumul ăsta pe care l-am lansat cu întârziere de 14 ani, da, un album înregistrat în 2009 și lansat... Da. Registrat în 2009, singurul nostru disc făcut în Timișoara, restul sunt în Cluj și în București. Da. Și l-am tras la noi acasă, la Casa Studenților. Și în seara în care îl mixam, ne-am lungit. Am stat mai mult în noaptea aia și portarul s-a crizat rău de tot și a chemat poliția de sector. Miliția. A fost urgie. Uai de cap. Și cum ai scăpat atunci? A venit miliția și... Am făcut atâta de urât încât au trebuit să mă liniștească milițianii pe mine când am vrut să mă duc la Haga, la Cedo, la Cristos, la Solzhenitsyn, la uai de cap. Okay. În la urmă s-a chemat presa ce au făcut acolo. Nu mai plic și opream tramvaiele din Onca la Revo. Așa. Așa, uite, rock-ul, Revoluția, cei care în 16 decembrie seara am fost în fața la Teocheș, am fost niște rockeri. Indignarea face parte din rock. I can get no satisfaction. Au fost și babele alea unguroaice, Dumnezeu să le dea sănătate, dacă nu erau ele, nu se întâmpla nimica. Dar restul, demenții, eram 50 de oameni în parcăre, da. Cu bărbi, plete. Da. Lumea spune Revoluția de la Timișoara. Au fost... sau Revoluția Română. Revoluția Română care? O săptămână am stat aici cu ei pe cap, până s-a trezit București. O săptămână. Eu acum revin un pic la folk. Așa. De ce ai trecut de la rock la folk? În seara aia trebuia să termin albumul și a doua zi trebuia să plecăm la București în turneu. Da. Și m-am certat cu Jol de data asta foarte tare. Jol de data asta? Adică altă dată te-ai certat cu Levi. Bun. Da. Acum știm bucătăria internă. Așa. Da. Și... Pișta era deja în trupă, fusesem cu un an înainte la Stufstock, unde ne-am supărat cu Cătălin, a fost durere. Pișta fiind Ștefan Cifrac. Ștefan Cifrac, da. Că poate nu știe lumea de Pișta. De 2009. Așa, și am făcut cu Kindline... Emil Kindline, scuze-mă că te corectez, da. L-am căutat pe Emil și ne-am dus... direct la festivalul Om Bun, București, la Teatrul Notara și în ideea să ne facem reclamă duo-ului de folk. Am zis, bă, domnule, nu mai întrebe niciun fel de chitarist, să nu mai aud zgomot, larmă, nu mai întrebe pedale, nu mai întrebe fente, nu mai întrebe plete, gagiș, mai muzică și poezie atâta, asta fac. Am luat marele premiu. Dar bănesc că a fost o surpriză. Da, nici nu mi-am dorit chestia asta. Nu neapărat asta era duma. Și după care am seara, înainte să se decerneze premiile, am fost la emisiune, nu știu dacă la domnul Partoș sau unde a fost, și am zis ceva de genul eu sau Emil, nu mai contează. Folk-ul nu trebuie să fie neapărat chestia cu două acorduri și știi, fără voce sau poate să fie simplist, și, Mamă, și s-au supărat ăștia grangurii de la din folk și ne-au amenințat și ceea ce s-a și întâmplat, vă luați premiul și dispăreți de aici acasă și în folk, în folk nu mai aveți ce căuta din secundă. Deci vi s-a rău pus de o interdicție. Da, rău de tot s-a. Și atunci a fost singurul meu pact cu diavolul, adică cu cașcavalul din viață, fiindcă aș fi vrut să renunț la premiul ăla care era foarte mișto în bani,
dar nu mi-am permis, fiindcă trebuia să oamenii de la gaz se bazează pe mine. Corect, facturi, toți cei care cer facturi se bazează pe tine. Uai de capul meu. Deci atunci ai făcut pact cu diavolul. Da. Adică n-a reușit să-mi atragă Ceaușescu sub nicio formă și am luat-o la maturitate frumos pe Magheru, în bucale. Hai să vorbim un pic și de grunge, de perioada ta grunge, că acum trecem de la rock la folk la grunge. Și atunci a fost o desființare, atunci a fost una dureroasă, fiindcă eram pe val, aveam același impresar cu holograf Iris Compact, domnul Mitran, de curând trecut la cele veșnice. Ne mergea foarte bine, atunci a plecat Levi din formațiune să-și găsească pacea spirituală. Am mai scos un album cu vreo 2-3 piese bune și restul niște eșecuri, dar mai mult ca să îl enervez pe Levi, că am mai făcut asta un vinil. Asta mi se pare interesant, el. Două piese bune și restul... Așa zic eu, așa, dar el tu. Este $200 în Japonia. Da, știu că este foarte căutat. Da. Pentru mine, eu știu eu de dinăuntru. Mai rar cineva spune că a scos un album cu piese bune și cu eșecuri. Și a doua mea carte de poezii este mai slăbuță decât prima și decât a treia. Mm. Dar a trebuit să o fac pentru că am călcat pe ea ca pe o treaptă înspre a treia carte. A treia. Dacă nu o făceam pe a doua atunci, nu... Citisem că Eugen Ionescu, el a debutat cu poezie, foarte bună de altfel. Lumea nu știe chestia asta, că a ascuns cât era în România, a prefăcut că n-a scris nimic poezie. Și pentru că n-au zis nimeni de el, s-a dus la Capșa și a lăsat cartea, a scos-o pe banii lui și a lăsat cartea în buzunarele paltoanelor din cuier ale criticilor. Da. Și după aia a doua zi s-a dus la toți acasă, pe rând a sunat să le ceară cartea înapoi, că e ca porcul. Da. Știi? Fine. Cam așa aș face eu cu a doua mea carte, dar în fine este pe piață, oamenii am încercat să o cumpăr, să-i arăt lui fiul meu că n-am păstrat din ele nimica și e peste un milion, adică 100 de lei, ceea ce nu dau, deci nu dau pe o carte de... Așa cum n-aș da 100 de lei să mă văd pe scenă, deci, serios. Da. Da. De Kin te întrebasem un pic, de Kin, de formația Kin, da. Mă rog. A fost o dumă, se întâmplase faza cu Freddie Mercury și eram într-un taxi cu Jolt prin oraș, nu știu ce, așa, și se auzea la radio că, cred că era Radio Moldova sau Chișinău sau ceva genul, să se avea o oră. Se prindea în România, atunci da, era da. România și... Deci a dat Freddie Mercury de la formația Kin. Și a zis lui Jolt, bă, dacă mai fac vreo trupă vreodată, Kin, îi zic la Kin, trupă. Da. Deci de aici vine Kin. Da, de la Queen. Queen. Pronunțat în moldovenește. Și... se desfințase survolajul, vânduse mare... Câte oară? Aia era prima. Asta a fost prima. Okay. Da. În 94. Și... înainte să apuc să vând sculele, cred că aveam cele mai bune scule din oraș la ora aia, vreun an de zile lăsam tot felul de kinder să repete pe acolo, să, uh-huh. Să nu stea degeaba. Și venise o formație din Baia Mare, era ceva festival în Timișoara, făcut de Umanski, cred că, ierta și el. Și într-o zi m-am dus pe acolo să văd ce mai e, dacă n-au dărâmat. Era o casă tot în, de fapt, în Fratelia. Dacă e dincolo de linia de tramvai Fratelia. Da. Și încercau să cânte Străzi Mântuite de Noapte. Și pentru festivalul ăla, nu știu, ca omagiu pentru mine, că i-am lăsat să cânte sau bar n-am. Și dintr-una într-alta formația Halley se chema. Fine. De altfel, mai metaliști așa, mai spre Megadeth. Uh-huh. Și am mai rămas 2 ani acolo până am făcut cele două albume. Mi-au venit piesele așa pe bandă rulantă, pe bandă rulantă absolut. O schimbare de macaz din toate punctele de vedere. Cântam numai în românește, numai pe textele mele, scosesem și prima carte în anii aia, Overdose. Da? Da. Care trebuia să se cheme altfel, dar...
Mircea Mihăieș mi-a vândut pontul ăsta cu Overdose și dacă Survolaj a venit cu 20 de ani mai târziu decât Woodstock-ul, Keane a venit cu câțiva ani înainte de a ajunge în România curentul grunge. Mm-hmm. Da, corect. Nu se îmbrăca nimeni ca noi, nu cânta nimeni ca noi, nu eram nici blues, nici trash, nici cum și câte un pic din toate astea. Spre deosebire de Survolaj, care a avut succes de public, dar nu și de critică, Keane a avut foarte mare succes de critică, dar nu și de public. Știi, de public, deci da. Când e una, nu e la alta. Da. Ok. Cum, apropo de procesul tău creativ, pentru că ai zis că pentru Keane ți-a venit pe bandă rulantă, cum se întâmplă treaba asta la tine? Ai vreun, nu știu, faci ceva anume ca să intri într-o stare? Nu fac nimic. Nu fac nimic cu bună știință. La liceul pe care l-am absolvit și pe care te-am rugat să-l ștergi din ultimul articol. Deci nu-l pomenim liceul pe care l-ai absolvit, da, ok. Capul meu. Bun. Da, când l-am văzut pe fiul meu la maternitate, în loc să mă uitam pe geam, că se vedeau cancelarea de unde m-au exmatriculat, m-am putut să facă cu mine, da. Cu un pișonț de 17 ani, cred că aveam 38 de chile. De mine n-au avut loc. Bun. În fin, nici măcar atâta n-aveam plete, haide. Tu știi bine chestia asta. Da. Așa. Ce mai întreba cum am de procesul creativ. Așa. Cum vine? În acest liceu, în internat, cu 100 de ani înainte, era un... ar face bine cei de la liceu, că se știu foarte bine cine sunt, să pun o placă pe gardul ăla. E foarte importantă chestia asta în orașul în care trăim. Trăia un elev care... își dorea să devină poet și nu știa cum să facă să devină poet, un licean, și a scris lui Rilke, lui Rainer Maria Rilke. Și au tot corespondat vreo câțiva ani de zile, s-a strâns o carte, i-a apărut și limba română, scrisori către un tânăr poet. Și la un moment dat Rilke nu reușește să-l facă pe ăsta, să-l încurajeze nici cum, și ultima scrisoare se termină în felul următor: prietene mai tânăr, dacă poți să nu scrii, atunci nu scrie. Dar dacă nu poți să nu scrii, musai să scrii. Ei, asta e singura mea tactică. În perioadele în care pot să nu arunc pe jos pe scenă, să nu scriu, să nu o fac. Și îți dai seama că o fac, dar nu arăt public. Și sunt ca porcul. Deci am scrieri ca porcul, le recitesc. Ca porcul, ca porcul de unde? Adică n-au zaf. De unde ți-ai feedback-ul dacă nu le-ai arătat nici cui? Nu știu dacă am voie să... Era să dau un exemplu din filmele porno. Hai să... Nu, hai să așa. Nu bun. Din fotbal. Da, e mai bine. Toată lumea când încearcă să facă duble de unul singur în curte e Hagi. Da. E mai greu cu ăștia, cu arbitru, cu 100.000 de spectatori. Da, deci eu când sunt singur și n-am feeling-ul ăla, nu sunt în starea de Champions League, sunt de divizia B, C. Okay. Mă și mir, mă minunez, Doamne Dumnezeu, cât de fără smanes, fără cu o singură pereche de cojones am fost. Da. Știi? Și unele dintre astea mai transpar în... în public, știi? Unele kicks-uri din astea. Dar partea proastă și partea bună din partea publicului românesc este că odată ce ai ajuns cum să spun, publicul român sau românesc apreciază foarte tare anduranța, voința. Voința, da. Cum să spun? Să dai din coate. Suntem, exact, da. Așa și... dacă Survolaj, de exemplu, mie mi-e frică de ce se va întâmpla în continuare cu Survolaj, pentru că am căput pe mâna publicului, eu nu o să mai pot să spun că mă desfințez sau că nu-mi place, eu știu, vreun album Survolaj sau vreo piesă compusă de mine. Adică e o chestie schizoidă. De ce? Păi da, au decretat ăștia că sunteți o trupă. Legendari. Legende. Sunteți o trupă legendară. Acum legendele. Nu trebuie să te supere aspectul ăsta. Nu mă supăr, ți-am zis că e și mișto, dar e și grav. Pentru că cumva nu-ți mai aparții. Da. Știi? Și ei, asta trebuie să înțeleagă dacă mă vede careva. N-am eu fani în Timișoara. Am fani în...
în Peru, în Japonia, în Italia, okay, în Timișoara. Poate să uită cineva din Peru. În Bucale, da? Nici nu mai discut. Și nici nu trebuie. Îmi place să fiu, e bine să fiu anonim, să pot să mă duc să cumpăr pită și lapte. Da. Așa, super unknown. Dar vreau să fiu stăpân pe ceea ce produc. Uh-huh. Acum este pentru prima dată după 35 de ani de la înființare când simt aia a fost o păcăleală. Deci în 91-92 marele succes ala așa, noi am umplut un gap acolo. Exact, ați fost la locul potrivit la momentul deci, potrivit. Am picat exact. Da, fix, eu eram conștient, super conștient de chestia asta. Singura chestie bună pe care am adus-o nouă, nu neapărat bună, cât nouă în showbiz românesc a fost senzualitatea pentru care ne-au și acuzat în TVR foarte tare. Eu cântam dezbrăcat da, gen Iggy Pop, în fine, da. Dume din astea, gagici, nu era gagică reală. Da. Puteai să treci pe strada ei, dar nu se întâmpla nimic, doar treceai pe strada ei și era suficient, nu intrai la o cafă sau... Da. Hai să te întreb un pic și de Timișoara, de faptul că ești patriot local și ai o... Cum să mă exprim elegant? Nu știu, nu-ți place București sau... ia, spune-mi care e relația ta cu București. Cu Timișoara știm că iubești orașul, se știe. Pentru mine, acum Timișoara înseamnă strict Elizabetinul unde ne aflăm acum. Tocmai azi am dat la suprafață scrisori din Elizabetin, audiobook-ul meu recitat de Marina Ghițescu, soția mea, care este o actriță venită din București. Exact. Adică în loc să mă mut eu în Bucale, am adus o bucureșteancă la Timișoara. Aici, la Timișoara, dar nu oriunde, ci strict în cartierul meu, unde suntem de 55 de ani de când m-am născut eu, sunt pe un colț sârbi, unguri, nemți, evrei, așa mai departe. Tot aia au rămas. Da. Parchează, bineînțeles, mai nou sunt parcați din alte județe, dar na, dacă vrem să fim metropolă, atunci avem nevoie și din alte județe. Da. Dar mie nu-mi displace București. Eu și când spun București, mă refer strict la centru. Adică eu nu știu după 25 de ani ce trebuie să fac să ajung în Berceni. Nu a trebuit să mă duc niciodată, m-a ferit Dumnezeu. Dar n-aș ști, nu știu să merg cu metrou. Okay. Deci am funcționat numai strict pe Calea Victoriei, da, în spate la Inter, pe unde m-am... Deci nu m-am dus să, nu știu, să stau la bloc în București, să mă cer cu locatarii sau eu știu. Da. Deci... În București e o libertate mult mai mare pentru artiști ușchiți ca mine. Nu se uită ușchiți. Nimeni. Ușchiți. În Timișoara am luat-o în freză pe vremuri pentru plete, pentru de la schimbături de valută din față de la Bega, de la se știu. București povești. N-ai luat-o. În București nu. Ăia nu se miră de dacă ești roșu în cap sau... Da. N-au nicio dumă. E... Din păcate pentru... Bine, acum nu mai este starea asta aici. Nici n-ar avea cum cu generația asta în care normalitatea este să fie anormal. Da, în care nu corect. Mai e... Hai să vorbim un pic și de cum vezi tu cultura muzicală în zilele noastre? Din rock? Din general. Nu neapărat de rock. Vă fac o mărturisire, de ani buni de zile nu mai ascult rock, nu mai sunt supra-saturat. Deloc? Deloc nu mai ascult. Okay. Survolajul nu-mi place absolut deloc. N-ascult deci, deloc nu, Survolaj? Nu ascult muzica mea. Okay. Nu pot să o ascult. Bun. Este ca și cum, nu știu, aș vedea filmări de la... cu mine de pe masa de operație să-mi văd mațele sau... Nu pot, nu plăc și okay. Nu am postere cu mine acasă. Postere, bun. Da. Acum chiar m-am gândit că nu ai postere cu tine acasă, dar e bine că ai precizat. N-am un cult al personalității. Okay. Nu sunt deloc modest. Dacă eram modest, nu veneam aici. Da. Da? Și nici nu mă invitai. Da. Nu cred că ai invitat vânzătoare la supermarket, în emisiune.
dar n-am cultul personalității, mă hrănesc cu cultură și în ultimii ani mă hrănesc numai cu vorba lui Frank Zappa. Nu vă mai chinui să faceți muzică pentru, muzică, pentru că muzica bună deja au făcut-o bărbații ăia din evul mediu cu perucă. Adică da. Bach, Mozart. Uh-huh. Asta ascult și când spun că ascult, mă hrănesc cu asta. Adică zeci de ore pe zi, toată ziua în casă, orice fac, se aude Albinoni, Mozart, Bach, Vivaldi. Deci cam așa arată o zi, o zi musai, deci, în așa. Viața ta, o zi obișnuită și în care nu faci muzică. Și lumea, unii oameni știu, am o bibliotecă enormă cu care mă laud, cu asta pot să mă laud. Nu știu, peste 10.000 de cărți, din care mi-am făcut un raft cu 100 de cărți pe care le voi reciti de acum înainte câte zile mai am. În caz că există și viața de dincolo, să nu mă plictisesc. Nu știu unde o să ajung. Eu sper că nu există, mi-ajunge asta. Doamne ferește, mai astea mi-a lipsit să mai dau ceva și în partea altă, să o iau și acolo de la zero, să nu... Da, da, da. Bun, deci ascult numai muzică clasică și preclasică și recitesc doar chestii majore. Adică Shakespeare, Dostoevski, extrem de mult Tolstoi, chinezi și japonezi, poezie japoneză și chineză de acum 1000 de ani, poezie arabă, asta fac. Mai joci fotbal? Nu mai joci fotbal. N-aș mai putea și fotbalul nu mai e ce era. Nu mai e Dumnezeu, ce era moartea, nu mai e ce era gagicile. Nu mai e ce a fost. Da. Da. Bun. Acum chiar sunăm ca, nu ca Bibi și Patrick, ci ca ăia doi de la Mapăță. De la Mapăță, exact. Care întotdeauna le uit numele. Nu, dar nu e nicio problemă că câtă vreme îmi țin gura și nu cânt despre chestia asta, e ok. Pentru că știu că nu, sunt depășit. Dar chiar sunt depășit de vremurile astea. În 92, când am spus că idioții zâmbesc și o față umană, dreptatea era de partea mea, eram pe val, toată lumea era a mea. Nu mai e așa. Dar chiar încep să mă... să cred că am devenit un pic idioțel și eu. Nu știu cât de... Ok. O ultimă întrebare. Din nou întrebare idiotă. Că idioții... Mă rog, foarte tare. Dar totuși cred că multă lume, publicul ăla care zici tu că deja a luat survolajul sub aripă, se așteaptă la un disc nou. Știi, m-ai spus că o să apară vinilul cu acest... Da, da, exact, să apară în toamnă. În toamnă. Vinilul Străzmântuite de Noapte. Acum, uite, primul pas e făcut. Piesa asta. Ok. Care nu era deloc. Al doilea pas este că a trecut un an și nu v-ați desfințat. Deci, da. Să iasă lucruri bune. Ceea, ne înțelegem foarte bine. Mm-hmm. Ceea ce iară e... de mirare și e bine. Science fiction. Da, da, da. Singura problemă este timingul. Suntem patru oameni maturi, cu familii, cu joburi, cu nu știu ce, și e foarte greu să ne vedem la... să punem la punct... să faci un album e altceva decât să pregătești un concert. Mai ales un album cu conținut. Exact. Pentru că tu vrei conținut. Exact, exact. M-am gândit să fac, chiar dacă s-a mai făcut, să fac întrucât n-am mai scris poezie de multă vreme, am putea face un album pe textele unor poeți dispăruți, Dead Poets Society. Uh-huh. Labiș ar fi primul dintre ei. Ok. Mulțumesc mult pentru această discuție și ce să vă doresc să nu mai aveți cum era chestia aia cu pauze lungi și dese, cheia marilor succese. Nu știu dacă e adevărat în cazul vostru. Să vedem. Să ne vedem, să vă vedem pe scenă cât mulțumesc. Mai curând. Mulțumesc. A fost Povești cu Cântec și vă aștept și săptămâna viitoare tot la Povești cu Cântec.
Prea mult, au rămas pe drept de scurt.